Încați așa ochii tăi dirii din jalău. Din jalău că stai tot timpul cu măscuța pe față. Dacă te simți rău și simți pișirea spirării și mai ales în partea dorsală, o mâncărime, o furnicătură, adică te mănâncă în cur, să ieși din casă, înseamnă că ești bolnav, stai acasă. Dacă dintr-o dată te apucă bui băcea și în magazin vezi că vrei să iei și ulei și spirit și așa, stai acasă, ești bolnav. Dacă dintr-o dată îți vine să dai mesaj lui tactul, lui bătă, pe Facebook, vine apocalipsa, adică vine apa și lipsa de hârtie igienică, stai acasă, ești bolnav. Mâncați așa pite și eu stau în casă. Bine, de fiecare dată în casă altuia, dar asta e altă treabă. Așa că stai și tu acasă, mâncați așa ochii tăi. Dragi români, anunț important pentru românii din România. Pun pariu că acum când vedeți cât de prost e Orban, vă e dor de mine. Și foarte bine faceți. Pentru că dacă eram eu aleasă președinta României, nu mai existau cazuri de coronavirus. Pentru că dacă eu eram președinta României, ghici ce, plecați toți din țară și în România nu mai exista cazuri de infecție. Așa, stați cu neamțul în casă să vă rezolve el. Cu plăcere! În primul rând arătați oribil. Nu m-ați ascultat când v-am spus că nu trebuie să ieșiți așa din casă, pentru că nu. În primul rând arătați oribil. Iată că atunci când v-am spus că nu trebuie să ieșiți așa și să stați în casă, nu m-ați ascultat. Așa că bau! S-a inventat un virus care să vă facă să stați pe toți în casă. Iarăși nu m-ați ascultat. Când v-am spus că hârtie igienică poate fi pusă în valoare foarte frumos, nu m-ați ascultat. Și iată că acum fugiți toți după ea în supermarket, ca și cum ar fi cel mai de preț lucru. Și așa este, pentru că nu ați avut simțul modei și nu v-ați făcut provizii din timp. Așa că s-a dezumflat. Hât, Johnule, să moară, să înțepenească Jaxana. Johnule, suntem aici în capitala casei noastre, fix în sufragerie, Johnule. Și ce facem? Ne dăm frumos cu spirit, cu spirit cu hâț. Nu uita să cumperi și tu spirit cu hâț de pe dorianpopacu.com. Spirit cu hâț, dai pe mână, te despuți, Johnule, hâț. Suntem aici în sufragerie și astăzi facem un nou vlog cum căutăm șoricelul nenorocit din sufragerie, pentru că trebuie să ne luăm proteinuța, Johnule, că a slăbit băiatul. Mergem după aia, facem vlogul din bucătărie cum pune Cori coriandru peste șoricel ca să mănânce băiatul. Hâți, miau, hau, Cori, ai legătura, Johnule, te pup! Oameni buni, de ce trebuie să stăm în casă, că a venit aia ăla cu coronavirus din Italia, aia? Domnule Iohannis, ați făcut înțelegere cu chinezii ca noi să fim virusați? Să vă fie rușine! Lumea a luat bani ca noi să fim infectați! Să vă fie rușine! Veniți aici, în mijlocul mulțimii și bătăliți virusii!